Bună seara, bună seara și bine v-am găsit, dragi telespectatori! Eu sunt Elisabeta Vasile și în această seară voi fi din nou în casele dumneavoastră prin intermediul emisiunii Petale de Cântec, emisiunea sărbătoriții lunii septembrie de această dată. Printre sărbătoriți mă aflu și eu și mă bucur că aici cu mine am colegi dragi și mai tineri și mai de vârsta mea și încep așa să-i prezint pe fiecare. Încep cu Nicoleta Lăcătușu, bine ai venit, draga mea fecioară, că e fecioară ca și mine. Da? Bună seara, dragi telespectatori, la mulți ani, Betty, la mulți ani nouă, la mulți ani tuturor care sunteți sărbătoriți în septembrie și în sfârșit am ajuns, pentru că Betty împreună cu Aura, prietena noastră dragă care este în spatele camerelor, m-au invitat să vin, dar programul al meu este mai ocupat și uite că astăzi ne petrecem alături de tineri și sperăm să facem o seară frumoasă cu joc și voie bună. Tu ești liberă mai mult seara, ziua ai de predat. Uite, ca drept dovadă, ai venit aici, n-ai venit singurică, ai venit și cu doi invitați din partea ta care au ținut neapărat trei să-ți fie aproape, Dinel Drăgan. Nu te-am mai botezat, da? Nu, de data asta nu. Bună seara, bine v-am regăsit. Mă bucur să fiu în această seară alături de dumneavoastră și vreau să urez și eu la mulți ani tuturor sărbătoriților. Mulțumim! Așa, tot Roberta Crețan, care ne era dor de tine, n-ai mai fost de mult pe la noi, uite, ai venit să fii alături lui Nicoleta și bineînțeles să fii aici cu noi. Bine ai venit! Bună seara și bine v-am regăsit! Vreau să îi spun doamnei mele profesoare, în primul rând, la mulți ani, multă sănătate, bucurie, fericire și dumneavoastră, pentru că chiar mi-a fost dor de dumneavoastră și îmi cer mii de scuze că n-am mai ajuns. Colegii mele Cami, care tocmai ce-am plinit 18 ani. Exact! Vreau să le transmit tuturor celor care ne văd în această seară multe salutări. Mă bucur pentru prezența voastră aici la mulți ani și majorei, da? În Camelia Budilică, pentru că și ziua ei a fost, nu știu, cu câteva zile. Am văzut că te-ai petrecut acolo, da? Astăzi fac 18 ani, ai făcut, da? Să îi faci cu bucurie, să îți trăiești viața frumos alături de cei drastie. La mulți ani! Vă mulțumesc frumos! Bună seara, vă spun și eu! La mulți ani și dumneavoastră, pentru că a fost și ziua dumneavoastră. La mulți ani doamnei mele profesoare, doamna Nicoleta Lăcătușu. Mă bucur să mă aflu în această seară alături de dumneavoastră și să ne petrecem așa cum știm noi aici, așa da, că suntem exact într-o familie. Mă bucur că ai venit și tu și sperăm să avem o seară așa cum știm noi să facem de altfel. Bine ai venit și Cristiana Soreanu, îi spun, pentru că și ea, nu mai sărbătorii suntem aici, la mulți ani în primul rând, să fii sănătoasă, să fii fericită și mă bucur că ești cu noi aici. Mulțumesc tare mult, bună seara și bine v-am găsit, vă spun și eu, și la mulți ani tuturor sărbătoriților, multă sănătate și împliniri și de asemenea salutăm toți cei care ne privesc și care ne sunt alături prin intermediul televiziunii. Noi vă mulțumim că voi sunteți colaboratori așa fideli ai noștri, de fiecare dată veniți la filmări, la emisiuni și ce să mai, ne bucurăm. Ne bucurăm că sunteți cu noi. Înainte de a începe să cântăm, dragi telespectatorii, că de asta am venit aici, vreau să-i provoc așa, de fapt, doamna Aura este cu ideile, știi, sunt foarte binevenite și vrem să tragem câte un bilețel din ulcica fermecată, să vedem despre ce este vorba. Cine trage primul bilețel, care cântă, de fapt, va cânta Nicoleta Lăcătușu, trage un bilețel, draga mea, și după aia te întreb, da? Aura, cred că toate ți-ai făcut la ele. Da? După aceea o să tragă un bilețel și Cristiana Soreanu. Deci, trebuie mai întâi...
Da, Aura, îți mulțumesc, asta e chiar ușoară. Cântă un fragment din cântecul ce îți este cerut cel mai des. Păi numai la voi aici este, ce este, fetelor? Zice Neica? Nu. Să cânta cu live? Chiar acum sau după? Zice Neica, nu, 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 nu da gura la altul. Zice mândra, da, 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 da o gurița cu eu-i vrea. Eu mi-s femeie frumoasă, tinerică și făloasă. Dacă vă uitați mai bine, nu mai e alta ca mine. Așa e? E și frumoasă și drăcoasă. Și nu ești răcită, mă, am observat că ai vocea la tine. Și sunt îmbrăcată și roșu și nu mă de ochi, așa că mai faceți complimente. Da. Așa, cine mai cântă în următorul? A, eu, trebuie să trag și un bilet. Da. Aoleu, eu sper să nu se scunu. Deci eu să trag un bilet. Un bilet. Ce farsă nu ți-ai dori să-ți facă cineva? Nu știu, să-mi fure cineva bărbatul. A, eram sigură, cică, eram sigură că are legătură cu tine. Deci farsa asta aș urâ-o și pe ăla care mi-ar face-o. Deci, să punem vase aici, puneți-le acolo, că sau... A, le lăsăm? Da, le lăsăm jos biletele, le lăsăm jos șefa biletele. Acum, cine urmează să mai tragă un... Cristiana Soreanu. Ia, Cristiana, să văd pe tine cu ce te provocăm aici. Emoții? Da. Care este cea mai năstrușnică farsă pe care ai făcut-o cuiva? Ai făcut? Ești, te ții de glume? De mare parte nu. Sunt destul de serioasă, da? Ești ficioară, nu prea ți-ar de glume, știi? Da, așa este. Dar știu că le-am spus părinților că nu vin acasă de la Oradea unde sunt studentă. Și le-am făcut o surpriză, am apărut acasă. Surpriză! Și ai venit însoțită, nu? Nu, n-am venit însoțită. Da. Partea proastă e că n-am găsit nimic de mâncare și a zis că așa îmi trebuie dacă nu le spun că vin acasă. A, păi vezi, asta este, da. Asta nu e chiar așa, dar dacă nu ai avut, n-ai prea făcut farse, e și asta una mică. Da. Așa, cine mai cântă în calupul ăsta? Mai cântă din el Drăgania. Din ele să te văd cât de tare ești. Dacă era cu farsele, avea din el ce să-ți povestească, că la noi în trupă sunt numai farse. Păi nu, că îl pun eu, îl provoc eu mai târziu. Legal la ochi să recunoști primul coleg de platou care îți pică în mână. Legat la ochi? Wow! Cu ce să legăm, fraților? Cu ce să legăm? Cu ștergarul, uite ștergarul de acolo, așa că putem să-l luăm. Un ștergar, Nicu, tot doamna profesoară e ingenioasă, așa, are idei. Sigur o să recunosc o coleg. Băi, normal că un alt coleg nu prea mai există pe aici. Să te lege mama. Dar n-ajung! A, uitați-l pe Dinel Drăgan, l-ați mai văzut așa? Și acum Dinele, treci, vino aici, hai cu ea. Să o iei de mână, adică să te ia de mână. Lați-l voi de mână, care le-a de mână? Să mă gândesc. Cine? Cami? Ai greșit, e Roberta. Hai că nu recunoști, nu știi să recunoști. Se pare că nu prea. Vezi, de-aia vreau să te însor, că nu prea ai experiență la femei, mă, băiatule. Camelia Budilică, ia. Încearcă-ți norocul. Noroc să fie. De-a apucat de cântat. A, asta e ușor, vezi ce ești norocoasă. Ia, cum te-ai apucat de cântat? M-am apucat de cântat pentru că îmi plăcea, pentru că în casa mea se asculta foarte mult muzica populară, de dragul bunicului meu și pentru că încet, încet am prins și eu drag de muzică și acum nu aș mai putea să... Deci vrei să-ți faci o profesie, să faci o profesie din asta, da? Da. Betty, dacă mă lași la emisiune, eu vorbesc cam mult, să știi. Păi dar fii atentă, la ea, la majorat, i-au făcut o surpriză cu poze din copilărie și la un moment dat, când era mică, mică, apare un bilet al ei. Când o să fiu mare, câți ani aveai atunci?
oricum, numai ce învățați să scrii, da. Când o să fiu mare, vreau să devin cântăreață. Așa că ea știe ce vrea de la viață. Acum ai văzut că pe când se ia moțul, mai nou se pun și microfoane pe tăvița aia. Și nu știu, cam toți copiii ia microfoanele. Îți dai seama că o să fie țara plină de artiști. Mă, Doamne ajută, tot să fie artiști, nu contează. Sănătos să fim, că loc este pentru toată lumea. Și acum hai să cântăm cu toții. Deci Nicoleta Lăcătușu, Betty Alugică, Cristiana Soreanu, Dinel Drăgan și Camelia Budilică. Muzica maestre Gică! Thank you.
fiu. La poala parângului, pe plaiu Bumbeștului. Sunt olteancă de la Jiu, când frumos de când mă știu. La poala parângului, pe plaiu Bumbeștului. Olteancuță-s de la munte, când la lume să mă asculte. Cântecele gorjenești cu vorbele oltenești. Olteancuță-s de la munte, când la lume să mă asculte. Cântecele gorjenești cu vorbele oltenești. Din plaiu Bumbeștului, de vileu Jiului. Cânt la lume că mi-e drag, de codrii noștri de fac. Din plaiu Bumbeștului, de vileu Jiului. Jiule, pe malul tău, acolo am crescut eu. La poale de munte înalt, să vă cânt astăzi cu drag. Jiule, pe malul tău, acolo am crescut eu. La poale de munte înalt, să vă cânt astăzi cu drag. Sadule părul de munte, Jiului să nu-i spui multe. Când la Bumbești mă-ntâlni și spre Dunăre porniți. Sadule părul de munte, Jiului să nu-i spui multe. Când la Bumbești mă-ntâlni și spre Dunăre porniți. Că Jiu curge la vale și duce cu el în cale dorurile bendelete de la mulți băieți și fete. Că Jiu curge la vale și duce cu el în cale dorurile bendelete de la mulți băieți și fete. La stână aș duce-o bine, hei, hai și iar hai. Dar mândruța îi acasă, mândrulița mea. Și inima-n mine-i arsă, inimioara mea. Dar mândruța îi acasă, mândrulița mea. Și inima-n mine-i arsă, inimioara mea. Vine lupul, intră miei, mielușei mei. Gându-mi e la ochii ei, ochișorii ei. Vine lupul, intră miei, mielușei mei. Gându-mi e la ochii ei, ochișorii ei. Numai odată, hei, hai și iar hai. Că dacă tu n-ai venit, mândrulița mea, turma mi s-o prăpădi, mândrulița mea. Și eu mândră tot așa, mândrulița mea. După gura lumea ta, mândrulița mea.
comită ți-am înflorit. Și e vremea de iubit, ciripit de păsările se gână pe ramurele. Cireșul dintre vii, acolo nică să vii, unde ne-am iubit întâi, pe când eram doi copii. Mei de mă pot mândri cu ei. Ei știu bine să muncească, dar știu să și haulească. Sărbătoare se prind toți la ora mare, joacă jocuri bătrânești, ca așa e la noi la Bălești. Am revenit, dragii noștri, cântec, joc, voie bună, numai aici la ENSA TV, în cadrul emisiunii Petale de Cântec, emisiunea sărbătoriții lunii septembrie de această dată. Sper că v-a plăcut până acum de noi, da, suntem așa plini de viață, chiar dacă unii s-au distrat acolo la Cami când și-a făcut, și-a aniversat cei 18 anișori, chiar dacă Dinel Drăgan e singurul aici între noi, nu, se simte bine, da? Te simți bine, da? Foarte rău. Mi-a plăcut cum mi-a zis Nicoleta, dă-te cu capul, cum mi-a zis Nicoleta. Trântește-te pe jos. Nu, trebuie să fim puțin mai veseli și nu știu, fetele s-au obosite, că aseară am avut al majorat, altă colegă de clasă și ne-am petrecut cu toții și s-au obosite și am zis, fetelor, fiți mai vesele și voi, Ludinel, fii mă și tu vesel, aruncă-te pe jos, fă ceva! Ca telespectatorii noștri să se bine dispună, nu, că nu-i nevoie să facem asta, că dumnealor le place să ne asculte cântând, bine, să mai facem și câte o glumă, că doar aici suntem între prieteni, suntem acasă la noi și în primul rând vrem să le mulțumim telespectatorilor care sunt cu ochii pe noi, ne urmăresc și pe Facebook, am văzut, ne trimit mesaje frumoase și urări de la mulți ani, vă mulțumim frumos și știți că ENSA TV este și o televiziune regională de ceva timp, ne vedem peste tot, chiar și în Telorman, Alexandria, Giurgiu, deci suntem, deja o să pătrundem peste tot în țară, dar mai un pic și ajungem în Moldova, vă dați seama. Vă dați seama ce mari suntem. Am crescut și ne bucurăm că datorită dumneavoastră, datorită colegilor care ne sunt alături de fiecare dată, am crescut așa încetişor. Am luat-o cu pașii mărunți, înceți, dar siguri. Pentru că și Betty este sărbătorita lunii acesteia, dați-mi voie, doamna Aura, să-i pun și o întrebare. Ce ai primit cadou de la Gică de ziua ta?
Aoleu, m-ai lovit unde mă doare. Aoleu. Deci i-am și spus să nu posteze și a postat aseară pe Facebook că i-am făcut. Deci a făcut un cadou de ziua mea. El spune că i-a pus anul nașterii mele, păi GBV, da? Da? Și că ar fi mașina mea, adică mi-a luat o dubă. Vrea să mă mute în dubă. Gică, ce ți-a făcut? Deci, dragi, respect, i-a luat un microbuz, că Betty, când pleacă la evenimente, îi trebuie foarte multe costume, îi trebuie o recuzită și să nu mai înghesuie în mașina lor, că mai au și o mașină frumoasă, i-a luat un microbuz și au zis, spune că i-a luat o dubă. Da. Vai, Gică, să-mi o dai mie dacă nu-i place ei. Nu, că Gigi s-a pregătit când o să calce pe bec, Doamne ferește, sper să nu se întâmple asta, aș mute acolo pătuțul. Glumeam, dar știți cum e, ferească? Aveți Emile? Emil Lăgătușu. Vezi că tu ai patru. Îl salutăm și pe Emil și pe micuța voastră, că mâine va fi ziua ei. Păi și uita să-i spui la mulți ani. O sărut pe Andreea Elisa, o pupă mami dulce, mâine este ziua ei, face 6 anișori. Să-i dea Dumnezeu noroc și pentru că astăzi este ziua învățătoarei Elisei, pentru doamna Marieta Comănescu, la mulți ani și multă sănătate din partea noastră. Se pare că în ultimul timp aici am petrecut, ba la majorate, ba mâine la și ziua lui fiică-ta. Astăzi este ziua fratelui soțului, era să uit. Pentru bebe Lăcătușu, la mulți ani și la fel, să fie sănătos. Ce să mai... Deja suntem întoi cu veselia. O să cânte Nicoleta Lăcătușu, Cristiana Soreanu, Dinel Drăgan, eu și Roberta Crețan. Dar să mai vedem Ulcica, ce mai spuneți? Ce întrebări ne mai pune Ulcica? Ce bine că nu trebuie să mai strofoc eu acolo. Aura ține cu mine, da? Să nu mai îmi deranjeze hardul prea tare. Deci, eu prima. Ia, Nico, eu prima, tu ai... Da. Hai, prima, că tu trebuie să cânti. A, eu? Da, da. Ca să aibă timp să... Să aibă timp să gândească, deci, dar bine că i-a făcut-o. Scuze? Domnșoară. Ce au spus părinții tăi când le-ai spus că vrei să ai o carieră în domeniul muzicii? Păi mama m-a îndemnat și tata a spus, în neamul nostru n-a cântat nimeni, cum vrei să faci asta? Deci la început tatăl n-a fost de acord, iar mama a fost cea care m-a împins de la spate și datorită ei eu am ajuns să fac astăzi meseria asta. Și la un moment dat și tatălui meu a plăcut, dar aș fi vrut să se bucure mult de realizările mele astăzi, dar din păcate nu mai este printre noi. Se bucură de acolo de sus, da. Și te protejează. La mine spune... Ce întrebări îmi pune mie Ulcica? Ce spune partenerul tău dacă nu i-ai răspuns la telefon când te-a sunat? Oh, face ca trenul! Sau nu, ca lupul, ia să-l aud cum face! Au! Să știți că așa este, dacă nu-i răspund atunci la telefon, nu contează. De ce trebuie să-i trimit înapoi măcar un mesaj, că altfel face ca trenul. Deci exact așa face. Nu mint. Da. Ia să vedem cine trage următorul bilețel din El Drăgan. Vreau și o întrebare așa să te dea pe spate. Vino cu Adinele? La mijloc, mamă, să te vadă fetili. Vino să te vadă fetili. Salutăm novăcenii lui, da. Băieșenii. Cum te-ai îndrăgostit prima oară? Aici ar trebui să fie prietenul tău, fratele tău, Ionuț Munteanu, să te ajute. Da. Păi, nu știu cum să spun. Mai în primul rând, câți anișori aveai? Undeva 16 ani. Erai măricel, nu? Că unii zic că s-au îndrăgostit la... Când aveam vreo 16 ani. Exact. Și de cine te-ai îndrăgostit ea? Nu, asta nu pot să spun. Nu, păi nu, dar eu m-am îndrăgostit de profesorul de educație fizică. Păi toate fetele iubeau profesorul. Așa era de asta, dar nu că dragoste, dar nu știu, așa se chema. Aveam 17 ani. Nu, domnișoara respectivă mi-a furat mințile. Și ți le-a mai dat înapoi sau sunt o la ea? Da, nu, mi le-a dat înapoi, da. Deci n-a fost o dragoste din asta așa să rămână la domnișoara mult, mult, mult timp? Nu, după cum a spus și doamna, sunt încă neînsurat. Fetelor... Păi nu de asta, că poți să fii neînsurat, dar să ai pe fata aia de mulți anișori lângă tine. Auzi, când aude unde stă la Novaj și care vreo 30 de vaci și că trebuie mulți în fiecare dimineață, nu mai se mărită niciuna. Trebuie să te duci acolo la emisiunea pe postul la Național, știi tu cu... Ai văzut, da? Câte concurente sunt acolo, ai avea o grămadă, da?
să știi. Așa, pe cine mai trage bilețel? Mai trage Roberta, extrage, Roberta Crețan. Ia să vedem, Robertina. Cum ai fost cerută în căsătorie? Trage altul, mămică. Asta bagă-l acolo. Îl bag înapoi? Da. Nu, îl punem acolo. Asta nu ți se potrivește, că tu ești domnișoară. Da. Dacă ai putea să iei viața de la început, ce cerință ți-ai alege? Ce carieră ți-ai alege? Deci dacă nu ai, dacă n-ai fi vrut să fii cântăreață, ce ți-ai fi dorit să fii? Nimic altceva. Ei, nu te-ai gândit tu că puteai să fii, nu știu, doctoriță? Nu. Vreau să continui cu muzica, dar un al doilea serviciu mi-aș dori să fiu jurnalist. Ei, are ceva legătură. Te-ai gândit bine. E de viitor și asta. Băi, măi, deci ne-a nimerit ulcica asta, câteodată numai pe Ana nu a nimerit-o. Deci, dragi spectatori, sper că dumneavoastră sunteți bine acum. Pregătiți-vă că începe iar jocul Voia Bună aici la ENSA TV și începe să ne cânte așa prima Nicoleta Lăcătușu, după aia eu, Dinel Drăgan, Cristiana Soreanu și Roberta Cret. Țean. Da, Cristiana Soreanu n-a tras biletul. Uf, am uitat. Ulcica mi-a luat mințile. Tu nu spuneai nimic acolo, tăceai ca mielușica. Cu minte. Ai refuzat vreodată să cânti ceva la cererea celor aflați la o petrecere? Dacă da, de ce? Da, eu am refuzat, da. O să spun când o fi. Păi de ce? Ia spune. Poate de oboseală, poate ora prea târzie și aș mai fi vrut să merg și acasă, că de... Sau poate nu ți-a plăcut, era un cântec, eu știu, da. Mai de ochiat, da. Mai cu temă satirică. Da, clar, da. Refuz dacă este un cântec care e prea de ochiat, nu, îmi pare rău, dar... Deci să nu-i cereți vreodată vreo piesă care, știți că o cântă un bărbat, eu știu, nu știu, și piese care le cântă... Da. Nu știu, melodia asta, de exemplu, să o dau exemplu, că nu știu, nu vreau să supăr pe nimeni, 5 bani, 10 bani... Este, da. Nu este, pentru mine nu înseamnă nimic și chiar am refuzat să o cânt. Și tu la fel, nu? Da, da. Bine, hai să continuăm cu cânte cu dragi telespectatori, așa că fiți cu ochi pe noi, prindeți-vă de mânuță și dați drumul la joc! Joacă, joacă și nu sta, joacă mândrulița mea și nu te lăsa. Hei, oh, oh, șa-șa, joacă, joacă și nu sta, joacă mândrulița mea, prinde-te cu leama. Șa-șa-șa. Joacă, joacă și nu sta, joacă mândrulița mea și nu te lăsa. Hei, ho, ho, șa-șa, joacă, joacă și nu sta, joacă mândrulița mea, prinde-te cu lea.
joacă mândulița mea și nu te lăsa. Hei, op, op, șașa, joacă, joacă și nu sta, joacă mândulița mea. Mai rușinat, dar când se prinse mai bine, uită de rușine. Uite bine și un băiat, la început mai rușinat, dar când se prinse mai bine, uită de rușine. Hei, op, op, șașa, joacă, joacă și nu sta, joacă mândulița mea și nu te lăsa. Hei, op, op, șașa, joacă, joacă și nu sta, joacă mândulița mea, prinde-te golea. Și mândruța putece.
Hai la joc, mândruță-n sat, poate pași i-ai uitat, că de mult n-ai fost jucată, te învăț eu și nu șer plată. Hai la joc, mândruță-n sat, poate pași i-ai uitat, că de mult n-ai fost jucată, te învăț eu și nu șer plată. Joacă, mândruliță, bine, că nu joci cu fie cine, nu stau parcă ai fi pe ace, că doar joci cu cine-ți place. Joacă, mândruliță, bine, că nu joci cu fie cine, nu stau parcă ai fi pe ace, că doar joci cu cine-ți place. Ești frumoasă fată, dar ce minte l-ași rugată, eu horas pe tine o trag, tu dai ochii peste cap. Mândro, ești frumoasă fată, dar ce minte l-ași rugată, eu horas pe tine o trag, tu dai ochii peste cap. Joacă, mândruliță, bine, că nu joci cu fie cine, nu stau parcă ai fi pe ace, că doar joci cu cine-ți place. Joacă, mândruliță, bine, că nu joci cu fie cine, nu stau parcă ai fi pe ace, că doar joci cu cine-ți place. Mândro pricepută, dar tu ești prea încrezută, roagă-te să ai noroc, să nu te împiedici la joc. Ai fi mândro pricepută, dar tu ești prea încrezută, roagă-te să ai noroc, să nu te împiedici la joc. Joacă, mândruliță, bine, că nu joci cu fie cine, nu stau parcă ai fi pe ace, că doar joci cu cine-ți place. Joacă, mândruliță, bine, că nu joci cu fie cine, nu stau parcă ai fi pe ace, că doar joci cu cine-ți place. Roagă-te, mândro, așa, să n-ajungi la mâna mea, de mine de e jucată, uiți de mamă, uiți de tată. Roagă-te, mândro, așa, să n-ajungi la mâna mea, de mine de e jucată, uiți de mamă, uiți de tată. Joacă, mândruliță, bine, că nu joci cu fie cine, nu stau parcă ai fi pe ace, că doar joci cu cine-ți place. Joacă, mândruliță, bine, că nu joci cu fie cine, nu stau parcă ai fi pe ace, că doar joci cu cine-ți place. De un pui a furisit, m-am îndrăgostit pe loc, inima bate cu foc și mă bat cu pumnii în piept, că-i Doamne așa și rept. Mi-a furat inima toată și zbemeie măritată, stau bine și mă gândesc. Lume, dragă lume, cred că am să păcătuiesc. Lume, draga mea, chiar de o vorbi tot satul. Lume, dragă lume, iubesc puiul și bărbatul. Lume, draga mea. Mă desmiardă bărbățelul și mi-a lina sufletelul. Eu tot la pui mă gândesc, că-l iubesc și mi-l doresc. Bărbatul e bun săracu, e bovnicu, e dat dracu. Ițele le-am încurcat, spune-mi lume ce să fac. Stau bine și mă gândesc. Lume, dragă lume, cred că am să păcătuiesc. Lume, draga mea, chiar de o vorbi tot satul. Lume, dragă lume, iubesc puiul și bărbatul. Lume, draga mea. Ca să nu-mi fie necas, că-am picat în mâna lui, mâna-i bovnicului. Mă
topesc după picioare, ca ceara la lumânare. Lume și mor de rușine, ca bărbat și o duc bine. Stau bine și mă gândesc, lume, dragă lume, cred că am să păcătuiesc. Lume, draga mea, chiar de o vorbi tot satul. Lume, draga lume, iubesc puiul și bărbatul. Lume, draga mea. Mancele mele, că-s frumoasă și steață și mă ține nica-n brață. Că-s frumoasă și steață și mă ține nica-n brață. Hai, neică de mă-sărută, să moară toate de ciudă. Sărută mă și e malinta, să vadă că-s fericită. Atunci mă-nci într-un satul de la un capăt la altul. Atunci mă-nci într-un satul de la un capăt la altul. Că stau seara la portiță și neica îmi dă guriță. Că stau seara la portiță și neica îmi dă guriță. Hai, neică de mă sărută, să moară toate de ciudă. Sărută mă și e malinta, să vadă că-s fericită. Ce spune lumea nu-mi pasă, că am dragostea frumoasă. Hai, neică de mă sărută, să moară toate de ciudă. Sărută mă și e malinta, să vadă că-s fericită. Hai, neică de mă sărută, să moară toate de ciudă. Sărută mă și e malinta, să vadă că-s fericită. Am revenit, suntem cu dumneavoastră, gata, mai cântăm și noi ceva, da? Mai cântăm, așa ne-a zis șefa noastră, să mai cântăm și noi ceva, gata, v-ați rujat, ați mâncat, dați-i drumul la treabă. Dar înainte de asta vreau să-i anunț pe cei care vor mâine să vină să filmeze în pădure la Drăgoieni, așa că mai facem o filmare afară, că după aceea, cine știe, poate vine frigul, care doriți, suntem acolo de la ora 10 la ora 6, da? Vreau să o salut pe doamna Tudorița Teopopa și pe Nea Costinel de la Boureni. Vă pupăm, dragilor, să vă trăiască nepoțica. Știu că ați botezat-o, să vă aducă doar bucurii. Și dacă vreți să mai spuneți ceva, colegii mei, nu știu, ce vreți voi, poate o dedicație, ceva, da, până mai trageți bilețelul. Să salutați pe cineva, chiar dacă voi sunteți sărbătoriți, nu? Arând, dai dedicație acolo. Te-am luat până pregătită, dacă nu te microfonul la următorul. Nu, vreau să mulțumesc
părinților mei pentru, dacă tot am făcut acum 18 ani și mi-au făcut o petrecere așa frumoasă. Și un cadou? Și un cadou. Vreau să le mulțumesc frumos pentru faptul că mă susțin și sunt mereu alături de mine. Vreau să-i mulțumesc doamnei profesoare. Piesa pe care am cântat-o la început, vreau să spun că este piesa doamnei. Este un cântec care mie mi-a plăcut de prima dată de când l-am ascultat. I-am spus doamnei și după doamna, am și întrebat doamna, aș putea să-l cânt? Și doamna, da, a spus că se poate. Mai mult de atât, mi-a oferit și negativul dumneai. Îi mulțumesc foarte mult. Ajutor. Asta da ajutor. Fără bani. E un ajutor, chiar un ajutor pentru un tânăr care pleacă așa la început de drum, este un ajutor. Și pentru că știi și tu că toate astea costă, nu? Așa că doamna profesoară este de apreciat. Așa este. O iubesc pe doamna și o apreciez foarte mult pentru tot ce face pentru mine, cât și pentru ceilalți colegii mei. Mai îmi salut familia, bunicii și ceilalți colegi de la Liceul de Muzică, pe domnul Cetean, domnul nostru diriginte și Roberta. Îl salutăm și noi pe domnul Cetean. Ce frumos este să-ți apreciezi profesorul și asta să fie așa, până toată viața, știi? Nu numai acum. Asta așa trebuie să rămână. Zi, domnișoară dragă, și tu ceva? Vreau să-mi dedic piesele din această seară tuturor telespectatorilor. Vreau să le mulțumesc în special părinților mei, pentru că fără ei nu aș fi aici unde sunt și nu aș putea ajunge poate și mai departe. Vreau să-i mulțumesc doamnei profesor, deoarece doamna este cea care ne inițiază și ne ajută și ne sprijină în tot ceea ce facem. Este o doamnă exemplară. Vreau să le mulțumesc și bunicilor mei pentru toată susținerea morală, cât și financiară, pe care mi-o dăruiesc mereu. Îmi salut colegii, în special domnul diriginte, care este mereu înțelegător cu noi toți, și îi pup cu drag. Cristiana? Dacă tot s-a vorbit așa frumos de părinți, și eu aș vrea să le mulțumesc părinților mei pentru tot ajutorul, pentru tot ce au făcut pentru mine, cât și pentru sora mea. Să le spun că iubesc mult, să vin acasă cu bine, să ne petrecem și de ziua mea când am apucat cu ei. Vreau să salut domnii profesori de la facultate, colegii, toți prietenii. Și pe Vasi îl salutăm noi. Și pe Vasi, da, care este aici. Și el te susține, te aduce cu mașina, vai cum adică, nu? Așa este, da. Așa, așa. Acum... toți prietenii și toți telespectatorii care ne urmăresc. Dinel, tu? Eu o să fiu foarte scurt și la obiect. Vreau să salut și eu familia, prietenii și toți novăcenii mei. Și nu în ultimul rând pe fratele meu mai mic, Ionuț Munteanu, care îmi face numai farse. Numai farse! Îți face zile grele. Nicoleta? Poate să confirme. Tu pe cine mai saluți? Eu, în primul rând, vreau să îi mulțumesc foarte mult, foarte mult fratelui meu, Dan Roșoiu, și echipei lui pentru proiectul nou care o să-l prezentăm în fața telespectatorilor. Am făcut ceva frumos, era bine să fi făcut mai de mult, dar uite că timp pentru mine nu este. Ești ca mine, da. Așa e, acum am realizat și eu ceva frumos, am pus și pe Facebook acolo că o să urmeze o surpriză și sper să fie o surpriză plăcută. E o satisfacție de-a mea profesională și mulțumesc tare mult și vreau să salut și pe Marioara Băbu. Da, doamna bătița noastră, vă salutăm, doamnă dragă, și ne dor de dumneavoastră. Da, o pup cu drag și mulțumesc pentru tot sprijinul și tot ajutorul. Vreau să salut pe Mașca și toți dansatorii de la Doina Gorjului, care au fost alături de mine, orchestrei, prietenilor mei, care m-au susținut și zic eu că o să fie un lucru foarte frumos, plăcut celor care gustă muzica populară. Și o salut și pe Tudorița Teo, pentru că e prietena noastră dragă, te pup Teo și mi-e dor de tine. Păi când iasă videoclipul, difuzăm și aici la Insat, bineînțeles că nu se poate altfel. Ce să spun, că
O să pregătești o ceva cu echipa în sat, așa, chiar dacă a venit frigul, chiar dacă a venit frigul, nu mă las până nu termin și eu, până nu prezint și eu ceva nou. Adică cum, închei anul așa fără nimic nou. Nu, și da, o să fie surpriză, pentru că nu vreau să vorbesc prea mult, vreau doar să le mulțumesc tuturor care au fost acolo la ziua mea, m-au felicitat, petrecut împreună, deci mi-a făcut Gigi și o surpriză frumoasă în afară de mașină. Acum mai umblăm puțin la Urcica Fermecată, șefa, sau cântăm? Umblăm și la Urcica Fermecată cu Nicoleta, Cristiana, Dinel, Camelia și Betty. Tot eu prima. Oh. Ia să aud. Până atunci mai e, dar... ca să se îndeplinească, ce vrei să-ți aducă iepurașul de Paște? Oh, oh. Sări peste Crăciun. Păi măi, eu nu știu ce să-mi aduc. În primul rând, sănătate și piese noi, un album nou, de ce nu? Păi da, lasă-le încolo de mașine, mile. Iepurașul. Și chiar și o casă, ar fi cazul să nu mai stăm și noi prin mașini, să avem o casă ca toată lumea. Bravo, bravo. Deci, domnul iepuraș, ai auzit? Acum, cine din el? Strămură mâna. Nu. Ce spune partenerul tău când vii târziu acasă? Iar vin târziu acasă. Deci sunt singur, nimeni nu mă trage la răspundere. Nimeni asta nu te mai trage de ață. Da. Deci pentru tine asta... Nu ai o să... Când ajung acasă. Deci nu te ceartă. Bravo, bravo. Cristiana? Cântă un fragment dintr-o doină. Ah, ce frumos. Bine că nu ești răcită. Pic răgușită, dar nu contează. Acu după cântări, cine nu înțelege? Na-na, dorul meu te cheamă. Chiamă să vină, să viară la stejarul din poiană. Unde ne-am iubit o vară. Ce frumos doinești. Înseamnă că ai vânat multe premii la concursuri, așa-i? Așa este. Ai fost? Am fost. De la 16 ani până 18-19 chiar. Mă bucur, meriți. Deci un solist care și doinește este într-adevăr un solist. Așa, cine mai e, am zis... Roberta sau Cami? Nu, eu? Și Cami. Cami. Ce-i aici? Ce-i aici? Ce faci dacă un prieten te cheamă să-i cânti, dar nu ai nici o poftă pentru că ești obosit? Ha. Știu. Mă duc și cânt. Merg și cânt. Deci obosit, păi da. Prieten, merg și cânt. Prieten, neprieten, știi cum e în viața de artist? Da, noaptea vesel, ziua tristă. Oricum, dacă cântăm prietenilor, trece și oboseala, de ce să nu mergem? Da, bravo, înseamnă că îți iubești profesia, deci cânti cu drag și cu suflet, nu numai pentru, știi, nu mai vorbesc. Ia ține mulcica fermecată să... Doamne, ce mi-a pus aur aici? Care este locul unde ai plecat să te relaxezi și cu cine? Dubai. Și cu cine? Cu Gica și prietenii, bineînțeles.
Păi da, chiar am spus la ziua mea prietenilor, să știți că Aura a fost acolo și cu Dan și am zis, domnule, care vreți dintre colegi să mergem în februarie, așa, să nu începem sezonul. Și ție ți-am zis, Nicoleta, da, pentru că, de ce? Doar muncim și noi zi de zi, nopțile le pierdem, merităm și noi să ne petrecem așa un mic concediu la început de an și după aia unul la final. Știi? Hai să dăm drumul la cântec, că am glumit destul. Deci cântăm cu Nicoleta Lăcătușu, Cristiana Soreanu din El Drăgan, Camelia Budilică și Betty Alugică. Și cu minți pe la noastră de părinți. Chiar dacă am vrut băiat, acum am și uitat. Și vă spun să mă credeți, nu le-aș da pe cinci băieți. Chiar dacă am vrut băiat, acum am și uitat. Și vă spun să mă credeți, nu le-aș da pe cinci băieți. Să-mi trăiască fetele, să-mi bucure zilele, să aibă noroc și soare de fericire în viața toată. Doamne, să-mi dai povață, să le învăț și bine în viață, să fie surori mereu și la bine și la greu. Doamne, să-mi dai povață, să le învăț și bine în viață, să fie surori mereu și la bine și la greu. Să-mi trăiască fetele, să-mi bucure zilele, să ai pe noroc și soară de fericire în viața toată. Să-și facă un rost pe lume și de fală lor nume. Doamne, dă-le sănătate și minte să învețe carte. Să-și facă un rost pe lume și de fală lor nume. Că și eu l-oi ajuta cu sfat bun cu ce putea. Le face zestre și casă, nimic să nu le lipsească. Că pentru fetele mele mă las eu să aibă ele. Și știu că într-o bună zi și ele m-o răsplăti. Să-mi trăiască fetele, să-mi bucure zilele, să aibă noroc și soară de fericire în viața toată. Să-mi trăiască fetele, să-mi bucure zilele, să aibă noroc și soară de fericire în viața toată. Așa cum tu ai știut, așa cum tu ai știut.
ne-ai dat sfa, ne-ai dat povață, să ne fie bine în viață, să ne fie bine în viață. Două fete ai crescut, așa cum tu ai știut, așa cum tu ai știut. Ne-ai dat sfa, ne-ai dat povață, să ne fie bine în viață, să ne fie bine în viață. Așa cum tu ai știut, așa cum tu ai știut. Ne-ai dat sfa, ne-ai dat povață, să ne fie bine în viață, să ne fie bine în viață. Două fete ai crescut, așa cum tu ai știut, așa cum tu ai știut. Ne-ai dat sfa, ne-ai dat povață, să ne fie bine în viață, să ne fie bine în viață. Așa cum tu ai știut, așa cum tu ai știut. Ne-ai dat sfa, ne-ai dat povață, să ne fie bine în viață, să ne fie bine în viață. Două fete ai crescut, așa cum tu ai știut, așa cum tu ai știut. Ne-ai dat sfa, ne-ai dat povață, să ne fie bine în viață, să ne fie bine în viață. Spune-i lumândra să vină, la, 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 la. Pe cărarea dintre faci, la, 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 la. Unde ne-am avut noi dragi, la, 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 la. Pe cărarea dintre faci, la, 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 la. Unde ne-am avut noi dragi, la, 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 la. Să lase sădilele, la, 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 la. Urda și cu laptele, la, 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 la. Să vină mai repejor, la, 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 la. Că de ea mi-e tare dor, la, 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 la. Să vină mai repejor, la, 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 la. Că de ea mi-e tare dor, la, 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 la. Dar mândra-i cam și rată, la, 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 la. Vine numai câteodată, la, 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 la. Și atunci e pe grabă, la, 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 la. Spune că are multă treabă, la, 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 la. Și atunci e pe grabă, la, 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 la. Spune că are multă treabă, la, 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 la. Lasă mândră trebile, la, 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 la.
să le facă băcile, la 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 la. Iar tu vine la mine, la 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 la, să ne fie mândră bine, la 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 la, să trăim în necudor, la 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 la, la stâna de la izvor, la 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 la. Oh,
că ne iubim. Nana, drag, sortit mi-ești mie, inima cu dragostea ți-am dat-o ție. Ne-a fost scris să ne unim inimile, nana, dragă, și să ne iubim. Ce frumoasă viața-n doi, nana, dragul meu, așa cum o trăim noi, numai tu și eu. Visul meu s-a împlinit, nana, dragul meu, să fim așa mi-am dorit, numai tu și eu. Vreau să-ți umplu nopțile, nana-l meu, cu fericire și cu dragoste. Vom avea zile senine, mi-am dorit să-mi trăiesc viața lângă tine. Vreau să-ți umplu nopțile, nana-l meu, cu fericire și cu dragoste. Ce frumoasă-i viața-n doi, nana, dragul meu, așa cum o trăim noi, numai tu și eu. Visul meu s-a împlinit, nana, dragul meu, să fim așa mi-am dorit, mai tu și eu. Celor cu inima bună, Dumnezeu le dă noroc și îi adună la un loc cu dragostea, să o împartă câte lume zile ori avea. Celor cu inima bună, Dumnezeu le dă noroc și îi adună la un loc cu dragostea, să o împartă câte lume zile ori avea. Ce frumoasă-i viața-n doi, nana, dragul meu, așa cum o trăim noi, numai tu și eu. Visul meu s-a împlinit, nana, dragul meu, să fim așa mi-am dorit, numai tu și eu. Suntem din nou cu dumneavoastră și suntem aici sărbătoriții lunii septembrie, o parte din sărbătoriții lunii septembrie, pentru că au mai fost și luni sărbătoriți unde, adică ieri, da? Ieri a fost colega noastră de la Cioclei cu invitații ei și mai așteptăm că mai până la finalul lunii mai este, deci mai sunt sărbătoriți, așa că, dragilor, veniți aici la ENSA TV și vă sărbătoriți cu invitații voștri și mai există posibilitatea să veniți și live într-o emisiune cu formația cu care cântați sau nu contează, mai mulți colegi se pot strânge și cu o trupă facem aici o emisiune live pe cinste și telespectatorii se vor bucura cu siguranță. Mi-a plăcut de colegii mei, cântece frumoase, teme frumoase și aș vrea să-i spun, să o întreb pe Nicoleta, ce-i spunea unui tânăr așa la început de drum? Să cânte cântece de ale soliștilor, înaintașilor noștri sau să-și creeze așa un repertoriu propriile lui piese? În primul rând, orice tânăr trebuie să aibă talent. În momentul când are talent, atunci trebuie să faci treaba asta. Este foarte important, în primul rând, să-ți cunoști zona, să-ți cunoști înaintașii zonei și nu numai a zonei. Noi, prin lecțiile noastre la Liceul de Muzică, eu predând și ansamblu folcloric, vorbim de zone folclorice și de reprezentanții zonelor folclorice și e foarte important să-i cunoască. Mi s-a întâmplat ca o elevă să nu știe cine a fost Drăgan Muntean, sincer. Și atunci am rămas tablou sau cine a fost Mărioara Murărescu. Nu credeam asta și e foarte important să cunoaștem oamenii care au lăsat urme în folclorul românesc, dar trebuie să învățăm de la interpreți care au ceva de spus, care au un stil frumos. Nu sunt piese pe care le aud de la unii la alții și atunci o piesă se denaturează. O ascultă la colegul, mai uită și la ceva din linia melodică și foarte multă audiție. Foarte multă audiție pentru o însușire corectă a cântecelor și la un moment dat este important să aibă și cântecele lor. Da? Dar nu așa de mici, deci nici nu încep să termină un an de canto. Să-și creeze un stil. Exact. Și n-aș recomanda, și eu am o fetiță care e în clasa a patra și n-am început studiile de canto. Vocea nu este matură, dragilor, deci când aud că forțează copiii în clasa a întâia, a doua, a treia, a patra, prin vocalize, fă-i așa, fă-i nu știu ce, lovituri de glotă și nu știu ce, Doamne, ce minuni pe lumea asta, e o mare porcărie. Deci, sincer, vă spun chestia asta, că vocea aia o strici. Vocea aia o strici, deci trebuie să... Eu am pățit lucrul ăsta, pentru că am început să cânt de la 13 ani jumate până la 22,
am cântat singură la evenimente și am făcut o mare greșeală. Deci eu am pățit pe propria ta voce. Și atunci trebuie să lăsăm vocea să coacă, ca să putem să o modelăm frumos. Deci nu degeaba la noi, în liceele de arte, se începe studiul cantoului în clasa noua, la 14-15 ani. Atunci poți să lucrezi pe voce și încă ți-ar mai trebui vreo 4 ani când termină ca să ajungi la o performanță. Am vrut să vorbim puțin așa și despre chestia asta, pentru că tu ești un cadru didactic foarte, foarte bun și să știi că eu am îndrumat foarte mulți elevi să vină la tine. Acum știi cum este, cu timpul stai foarte bine, adică ești foarte ocupată. Vroiam să mai ne spui ceva. Da, vreau să mai salut încă o dată sărbătorita zilei de astăzi. Să-i spunem la mulți ani doamnei învățătoare Marieta Cumănescu, din partea mea și a Elisei, să fie sănătoasă și să-și îndeplinească așa toate gândurile frumoase pe care dumneai și le-a propus. La mulți ani și din partea noastră, la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, să fiți sănătoși, să aveți o viață frumoasă alături de cei dragi. Ai avut un an bun, draga mea? Am avut un an bun și să sperăm că și cel care o să urmeze o să fie la fel de bun. Și eu lucrez la un album muzical. Ia uzi, poate l-aduce moșul repede, nu? Să sperăm că da. E bine, mie îmi simteți dragi și tu și sora ta, ați pornit așa încetişor și ați ajuns frumușel acolo unde ați ajuns, așa că vă doresc succes și o așteptăm și pe Suri aici, să nu știu când o să fie ziua ei sau a fost. A fost în august, dar... A, păi noi iertăm, nu contează, poate să vină să-și o serbeze și mai târziu, nu contează, vorbim noi cu ea. Tu, Cami? Anul care, cel care a trecut a fost un an bun, eu zic că... Mai mult contează cel care va veni de acum înainte, pentru că sunt în clasa 12-a. Sper să fie un an bun. Și urmează bacul, da? Și da, mă pregătesc așa intens de muncă, deja acum a început școala. Până să că tu e silitoare și îl vei lua cu brio, facultate unde vrei să mergi? Ca oraș știu că vreau să merg la București, acolo unde au mers și colegele, prietenele mele. Încă nu știu ce facultate, am câteva opțiuni, dar nu vreau să spun de acum, pentru că mă pot răzgândi. Până atunci mai vii la noi și ne spui. Până atunci da, o să vin și o să spun. Iubita mea, tu? Eu sunt hotărâtă în privința facultății, pentru că bacul sunt cu siguranță îl voi lua. Așa, tu ești hotărâtă, păi da, cum sunt, optimist, așa te vreau. Știu ce pot. Foarte bine, mă bucur, așa trebuie să fii, sincer. Vreau să mă duc la facultatea de jurnalism, cum am spus și mai devreme. Vreau să împletesc frumos această carieră muzicală și această carieră în fața camerelor. Păi da, se leagă una cu alta, să știi. Da. Eu îți doresc succes. Vă mulțumesc frumos. Tu, Dinel? Un an bun, aș putea spune. Cântări multe? Cântări multe. Doamnește, să fie prosper și anul viitor. La toată lumea, da. Ai avut ce învăța alături de la doamna Nicoleta Lăcătușu? Da, și le mulțumesc și doamnei Nicoleta Lăcătușu și domnului profesor Emil. Eu îi apreciez pe ei pentru că au luat numai tineri lângă ei, au inițiat și fiecare, după un anumit timp, și-a luat propriul așa zbor. Am văzut că mai aveți și doi instrumentiști cu saxofonul, tot de la tine din zonă, nu? Da, de la Crasna. Chiar aș putea spune că sunt cel mai bătrân din... Mă rog, dintre elevii pe care i-au luat Emil și Nicoleta sub aripa lor. Da. Mă, e frumos și v-am spus, trebuie să fii recunoscător pentru asta, că nu se știe, că nu vei sta poate toată viața, că na, fiecare la un moment dat își ia zborul, dar recunoștința aia trebuie să o păstrezi toată viața. Normal, normal. Da, mai sunt unii care uită de unde au plecat, nu contează. Hai cu Ulcica, hai cu Ulcica pe ultima sută. Păi credeți că a uitat Aura, mi-a făcut semn deja. Știi ce, nu putem să o lăsăm pe Aura acolo, că trebuie să stea la camere, că aș chemea-o aici să tragă și ea un bilet. Sau pe Gicu, sau pe Gicu. Sau pe Gicu, sau pe Dan. Păi ce? După emisiune, da, da, da. Îi înregistrăm și îi punem pe YouTube. Exact. Cum vrei să petreci de ziua ta? La anul.
Acum ai petrecut. Nu, dragă, de Sfântul Nicolae, ce ai, că mai am o zi. Ei, ce crezi tu că? Cum poți să petreci decât cu prietenii alături, frumos? Și apropo de ce spuneai tu de sărbătoriții lunii septembrie, știi ce am observat eu? Că nativii născuți în luna septembrie și zodia Fecioară și zodia Balanță sunt foarte talentați. Și cred că îmi dai dreptate, da, și foarte mari nume. Foarte mari nume din folclorul românesc sunt născuți în această lună. Și eu mă bucur că am fost, da. Da. Tu ești pusă pe glume, ia să vedem. Eu am luat. Să vedem ce am luat. Cântă un fragment dintr-un colind. Aoleo, că nu mai... Știi ce se spune în popor, Aura? Că dacă atunci când cânti colinde și nu e perioada lor, adică de pe 24 decembrie până pe boboteze, îți ies bube! Mai bine cânta ceva decât un colind. Ce fac? Păi nu, când, dar nu, să nu cânt colind, totuși. Totuși, mai am întrebare. Care e locul unde ai plecat să te relaxezi? Am spus! A băgat biletul înapoi în ulcică. Altul. Vai de mine ce mă răsfățați voi pe mine acum cu multe bilete. Cum ai ales jumătatea vieții tale? Uf. Păi jumătatea vieții mele, dragi telespectatori, m-a ales el pe mine. Pentru că el a venit de la mare, eu n-am fost niciodată la mare. Că mami nu m-a lăsat să merg la mare. Mergeau colegii, se mergea cu școala, plecau în tabără și un vecinul meu s-a înnecat, Dumnezeu să-l ierte, și mami a zis, până nu te-ai mărita, dacă te-o duce bărbatul tu la mare, te-o duce, dacă nu, aici stai. Și am fost la mare la 28 de ani. Acum înțeleg eu de ce te-a ales pe tine, că ești de la mare. Nu, el m-a ales pe mine, că eu nu pusesem niciodată la mare, asta am vrut să spun. A venit să cânte aici la Gor și ne-am întâlnit și după aceea, uite că a fost să fie bărbatul de la mare. Și când a auzit mami că eu plec cu bărbatul la mare, zice, aoleu, acum acolo vei sta. A crezut că plec definitiv. Deci cam așa a fost întâmplarea dintre noi doi, dar a fost frumoasă, mulțumesc Dumnezeu. Așa, următorul bilețel. Stai, cine extrage? Crețan. Roberta. Cântă un fragment din cântecul tău preferat. Dacă mi-i cădea asta, îl cântam și eu, dar Colin, parcă nu vine să cânt acum. Sălcioară, sălcioară, inimioară, inimioară, ce mă ții tot înoftat de când puiul a plecat. Că-ți e greu și-i duci dor, nici mie nu-mi-e ușor. O sucită-i dragostea, face cu omul ce vrea, dar și omul e sucit, fuge într-una de iubit. Sunt foarte răgușită, îmi cer mii de scuze. Da, fuge omul de iubit, da, tot de iubit, dă și mai suferă și tot așa. Ia să vedem cine din el mai este acolo. Nu, este Cristiana. Ce strânge așa din... ce să-ți aducă Moș Crăciun? Ia să vedem, să asculte acolo moșul, să audă mai bine. O mașină. Ba specifică de care, să nu cumva se o aducă de cusut. Doamne ferește! O dubă! Ai grijă, ce-ți dorești, că se întâmplă. Nu duba, dar sigla de la dubă. Aha, deci am înțeles, ești o hoață. Ia auzi, Vasi! Nu, sănătate, pe cei dragi alături și cam atât. Mă, și dacă vine și o mașinuță, Doamne ajută să fie acolo, n-ar fi rău, da? Da? Cine mai din el? Da. Din ele, pe ultima sută, mămică, prinde-o. Nu a vrut să săriți peste mine. Ulcica n-a vrut, te vrea? Cum vrei să fie jumătatea vieții tale? Numai întrebări din astea am avut în seara asta. Păi ai ocazia să spui, poate te însuri. Păi e bine că dacă nu ești însurat, aviz fetelor. Da. Știi să mă găbar. Exact. Dacă nu știu, pot să întrebe pe domnul profesor Emil Lăcătușu, că ne învață la fiecare eveniment. Ai cântat tu mai devreme, nu pe bune, cum vrei să fie jumătatea vieții tale? Să cânte?
Nu neapărat. Important dacă se poate, ar fi bine. Da, da, da. Mai mulți bani în casă, știți. Nu neapărat cu banii, dar eu zic că v-ați înțelege, adică vă leagă o meserie comună și... Da, 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 da. Aveți același program. Nu știu dacă neapărat asta e așa un... Dar zic eu. Și altceva? O să postez pe Facebook... Toate detaliile. Da. Nu. Dacă cântai tu mai devreme o purtată și a pufnit-o râsul pe Nicoleta, nu știu de ce, că mi-a zis că nu știu ce se întâmplă pe piesa asta. Ce se întâmplă? Ionuț Munteanu. Vioristul, da. A fost foarte, foarte atent la cel mai mic detaliu și la pauza aceea. Aha. Da. El a filmat exact acel moment când a prins el o idee așa cum m-am oprit eu mai special. Și un an de zile a râs pe tema asta. Se face pauza, iar când cântă trebuie să rămână în poziția, să nu miște, știi? Deci avem o chestie a noastră, dar instrumentiștii mei întrupă pe la nuntă atunci când stau fața oamenilor cântă, iar când vor să se așeze la masă, nu mai pe sumasă nimeni, pentru că atâtea farse își fac unul la celălalt de când se așează pe scaun, de multe ori cad pe lângă. Sau când consumă suc, că altceva nu consumă, trebuie să fie foarte atent ce bea, pentru că piper, sare, numai așa se procedează la noi. Mă, e frumos. Deci e frumos să ai o trupă așa ca a doua familie. Exact. Și așa le doresc la toți și la noi la fel. Este de Sfântul Nicolae, bineînțeles că Nicoleta vine cu live-ul aici cu băieții. Gata, am prins-o. Deci, dragii noștri telespectatori, hai că am glumit, am râs, cântece frumoase, costume frumoase, interpreți pe măsură. Noi ne bucurăm din suflet că ne-ați fost alături și de această dată. Emisiunea încetişor, încetişor se apropie de final, dar bineînțeles că vom mai cânta, dar vreau să-mi iau rămas bun de la dumneavoastră. Emisiunea se va redifuza duminică la ora 19, se pune și pe YouTube, deci aveți noastră ce revedea acolo. Așa că până data viitoare, speranța că și de această dată ați fost cu noi, eu vă las cu bine în compania cântecelor noastre pe din ultimul calup și să ne revedem sănătoși și cu bine. La mulți ani încă o dată tuturor sărbătoriților! Fucușnică s-aștept, o fofnicuța-i meu mai mai. La cireșite zopoastă, unde a fost dragostea noastră, o fofnicuța-i meu mai. Stamnei că și așteptam și la tine mă gândeam mai. Ce bine era odată când eram la mama fată. Și tu flăcău nezurat, ce mai dragoste am lăsat. O fofnicuța-l meu mai mai. În urca mântea la culme și culegeam frat și mure. O plânge frunza și iarba mai. Și florile din cireș, că stau neică să te aștept mai. Dar tu nu mai vrei să fii, de mine nu vrei să știi. O fofnicuța-l meu mai mai. Ca să adunăm floricele, să le facem chiticele. O fofnicuța-l meu mai.
ți-o părea nică rău să mă fac să aștept mereu, mă. Cu dorul la inimioară te aștept seară de seară, dar acum te-ai însurat și de mine ai uitat. Of, of, nicuța-l meu, măi, măi, nu mai vii în poieniță ca să-ți dau dulce guriță. Of, of, nicuța-l meu, măi, dar acum te-ai însurat și de mine ai uitat. Of, of, nicuța-l meu, măi, măi, nu mai vii în poieniță să-mi dai dulce guriță. Of, of, nicuța-l meu, măi. Casei mele, puișor, aud numai vorberele, puișor. Dușmancele din tot satul, puișor, acolo mereu țin sfatul, puișor. Dar mă duc lângă fereastră, puișorul meu, să aud florile din glastră, puiule, să cânte dragostea noastră, puiule. Dușmancele să mă audă, puișorul meu, să moară toate de ciudă, puiule, să moară toate de ciudă, puiule. Dușmancele satului, puișor, mândrele bărbatului, puișor, dar cu teama-ar spânzura, puișor, s-ar muta în casa mea, puișor. Dar mă duc lângă fereastră, puișorul meu, se aud florile din glastră, puiule, să cânte dragostea noastră, puiule. Dușmancele să mă audă, puișorul meu, să moară toate de ciudă, puiule, să moară toate de ciudă, puiule. Dușmancele orice-ar spune, puișor, tu la inimă nu pune, puișor. Să nu te încrezi în ele, puișor, numai în vorbele mele, puișor. Dar mă duc lângă fereastră, puișorul meu, să aud florile din glastră, puiule, să cânte dragostea noastră, puiule. Dușmancele să mă audă, puișorul meu, să moară toate de ciudă, puiule, să moară toate de ciudă, puiule. De dușman ce nu-mi e teamă, puișor, nici nu le mai au în seamă, puișor. Cred în Dumnezeu și-n tine, puișor, ne iubim și-o ducem bine, puișor. Dar mă duc lângă fereastră, puișorul meu, să aud florile din glastră, puiule, să cânte dragostea noastră, puiule. Dușmancele să mă audă, puișorul meu, să moară toate de ciudă, puiule, să moară toate de ciudă, puiule. Să știi că-i blestemul meu, să știi că-i blestemul meu.
păcăle, mine-ți place și mi-ai rănit inima. În genunchi te-ai întoarce, eu nu te mai pot ierta. Sem să pleci ca mine, de noroc să nu mai dai. De dragoste și iubire, niciuna parte să n-ai. Mi-ai spus că de mine-ți place și mi-ai rănit inima. În genunchi te întoarce, eu nu te mai pot ierta. Să pleci ca mine, de noroc să nu mai dai. De dragoste și iubire, niciuna parte să n-ai. Mi-ai spus că de mine-ți place și mi-ai rănit inima. În genunchi te întoarce, eu nu te mai pot ierta. Primăvară, la 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 da da la, să mă sui la munte iar, la 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 da da la, cam răbdatea mea întreagă, la 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 da da la, să mă sui la stâna dragă, la 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 la, cam răbdatea mea întreagă, la 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 da da la, să mă sui la stâna dragă, la 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 la. Ciobanii mulgând la strungă, la 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 da da la, miei să îi văd zburdând, la 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 da da la, și câinii la lup lătrând, la 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 la, miei să îi văd zburdând, la 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 da da la, și câinii la lup lătrând, la 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 la. Unde iarba bună moale, la 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 da da la, oile mele s-o pască, la 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 da da la, și să iasă brânză grasă, la da da la 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 da da la la, să-mi iau și mândra la stână, la 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 da da la, și să ducem viață bună, la da da la 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 da da la la. Nu, 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 nu da gura la altul. Zice mândra, da, 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 dau gurița cu
eu-i vrea. Eu mi-s femeie frumoasă, tinerică și păloasă. Dacă vă uitați mai bine, nu mai e alta ca mine. Eu mi-s femeie frumoasă, tinerică și păloasă. Dacă vă uitați mai bine, nu mai e alta ca mine. Zice Neica, nu, 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 nu da gura la altul. Zice mândra, da, 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 da o gurița cu eu-i vrea. Nu, 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 nu da gura la altul. Zice mândra, da, 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 da o gurița cu eu-i vrea. Mulți ar vrea de s-ar putea ca să-mi poarte dragostea. De pocnesc din degete mi-ar lua tot ce aș cere. Mulți ar vrea de s-ar putea ca să-mi poarte dragostea. De pocnesc din degete mi-ar lua tot ce aș cere. Zice Neica, nu, 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 nu da gura la altul. Zice mândra, da, 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 da o gurița cu eu-i vrea. Nu, 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 nu da gura la altul. Zice mândra, da, 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 da o gurița cu eu-i vrea. Eu mi-s femeie isteață, nu sunt pe oricine-n brață. Știu să aleg să-mi fie bine, să mă merite pe mine. Eu mi-s femeie isteață, nu sunt pe oricine-n brață. Știu să aleg să-mi fie bine, să mă merite pe mine. Zice Neica, nu, 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 nu da gura la altul. Zice mândra, da, 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 da o gurița cu eu-i vrea. Nu, 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 nu da gura la altul. Zice mândra, da, 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 da o gurița cu eu-i vrea. Că de când este pământul, tot femeia este gâtul. Îl sucește pe bărbat, cum vrea ea după le-i plac. Că de când este pământul, tot femeia este gâtul. Îl sucește pe bărbat, cum vrea ea după le-i plac. Zice Neica, nu, 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 nu da gura la altul. Zice mândra, da, 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 da o gurița cu eu-i vrea. Zice Neica, nu, 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 nu da gura la altul. Zice mândra, da, da, da,